Bună seara tuturor! E agenda Eurovision. Vrem să vă ținem la curent cu tot ceea ce înseamnă pregătirea pentru un astfel de eveniment. De această dată ne pregătim pentru a patra semifinală, cea care va avea loc la Turda, iar în spatele meu este intrarea principală, intrarea nouă la Salina Turda, locul în care va avea loc această ediție în 11 februarie. Vrem să știm tot ce se întâmplă pe parcursul acestor zile și credeți-mă, se întâmplă foarte multe lucruri. Alături de mine este Bogdan Ursuleanu, coordonator din partea primăriei municipiului Turda, cel care ține oarecum frâiele a ceea ce se întâmplă aici la Salină, frâiele. Da, bună seara, bună seara tuturor. Deocamdată avem semnale că echipa TVR București este pe drum, TVR Cluj a sosit deja de câteva zile. Am început cu destul de mult timp în urmă, că ne-a fost teamă că nu ne încadrăm și acum chiar avem o zi relativ pauză, că suntem gata. Adică jos se muncește intens, dar echipamentele au ajuns deja. Am văzut foarte multe lucruri, cabluri, cutii din acelea speciale care transportă echipament, lumini, foarte multe lucruri coborâte printr-un spațiu destul de mic, puțul vechi pe care se extragea pe vremuri sare. El are 40 de metri adâncime, dar de la intrarea veche, de unde le transportăm, sunt 668 de metri, traseu pe care a trebuit să-l aibă toate echipamentele și cele care au intrat deja și cele care urmează să mai intre, TVR și sunet. Cu siguranță un astfel de eveniment e complex și are nevoie să fie bine conturat pe mai multe aspecte. Mi-ați spus înainte să intrăm noi în direct că, deși ați făcut planurile de bătaie așa concentrați și foarte, foarte bine pregătiți, iată că această pregătire a dus la o viteză mai mare, să spunem așa, pentru pregătirea ceea ce reprezintă această semifinală. Adică ați luat un pic înainte așa cu programul decât vă așteptați. Păi să știți că evenimentul în sine, el din momentul în care a început, nu mai poți face mari lucruri ca să intervii, dar pregătirea în sine, ea necesită multă atenție și dacă e pregătit bine evenimentul, apoi el se desfășoară în condiții foarte bune, mai ales când atunci se întâmplă să fie o premieră mondială. Bun. Vor urma încă câteva zile. Le-am transmis și noi prin intervențiile în direct telespectatorilor noștri că există mici restricții pentru vizitatori. Vizitatorii au acces și în aceste zile în Salina Turda, dar doar cu mici restricții în anumite zone în care se lucrează. Sigur, sigur. Deci se vizitează în continuare, acestea sunt informațiile oficiale, doar că pe perioada în care noi avem toate activitățile de organizare, cel puțin în zona scenei, sunt colegii noștri care îi îndrumă să fie mai atenți. Bun. Ce urmează să se întâmple zilele viitoare? Păi urmează să vină mâine partea finală de cabluri. Cablurile sunt în momentul de față, ne-au certificat furnizorul că el a fost și la Antolt, mai multe decât atunci, 800 de metri, atunci au fost cam 500 metri liniari. Acum urmează să vină tot echipamentul TVR, camerele, macaralele, urmează să vedem și noi exact și în funcție de asta finalizăm și publicul care poate să participe. Sperăm să nu existe supărări, restricțiile sunt foarte mari din punct de vedere al accesului publicului în Salină la acest eveniment, restricții și de securitate, dar ce ne spun șefii noștri, adică TVR-ul de la București, o să trească să respectăm cu rigurozitate. Bun, eu vă mulțumesc, așadar rămâneți pe recepție, vă vom ține la curent cu tot ceea ce înseamnă pregătirile pentru semifinala de la Turda în cadrul agendei Eurovision. Vârsta absolută atribuită depozitelor salifere din Transilvania este de aproximativ 13,4 milioane de ani. Se presupune că exploatarea sistematică a sării la Turda a început în perioada preromană. După cucerirea Daciei, Castru Potaisa va apăra zăcămintele de sare. După retragerea romanilor, nu mai există dovești certe despre acestea. Într-un act din anul 1075 este menționată Vama Ocnelor de Sare la cetatea ce se cheamă Turda. Iar în cursul secolului al XIII-lea este pomenită documentar Ocna de la Durgău Turda. În anul 1690, sub Imperiul Habsburgic, sunt începute primele lucrări miniere de deschidere pe amplasamentul salinei actuale. De-a lungul timpului, până în 1862, sarea se extragea aici din cele trei puțuri vechi, Iosif, Terezia și Anton. Extinzându-se mai apoi,
prin Galeria Franz Josef și minele Gisela și Rudolf. După primul război mondial, exploatarea sării devine monopol de stat. Nemai fiind modernizată, mina nu va mai fi eficientă și se va închide în 1932. În timpul celui de-al doilea război mondial, locul subteran a fost utilizat de populația orașului ca adăpost antiaerian. Iar după 1950, o parte din Galeria Franz Josef a fost un timp depozit de brânzeturi. Redeschisă în 1992 și modernizată la nivel european, începând cu 2009, Salina Turda este un adevărat muzeu de istorie a mineritului în sare, redat publicului în scop turistic și curativ. Anul 2018 aduce Salinei Turda o nouă emblemă a unicității, prin găzduirea semifinalelor Eurovision România. Prima testare documentară a Turzii datează din anul 1075, în contextul menționării veniturilor ocnelor de sare din localitate. De altfel, și clădirea în care funcționează astăzi Muzeul de Istorie Turda a fost inițial Casa Cămării de Sare, considerată cea mai importantă dintre cămările de sare din Transilvania. De-a lungul timpului, edificiul a avut mai multe funcționalități, precum Casa Fiscului sau reședință princiară în perioada dietelor. Muzeul de Istorie Turda, înființat în timpul războiului, în anul 1943, a fost deschis publicului abia în 1951 cu o colecție modestă. La ora actuală, în patrimoniul nostru avem peste 40.000 de obiecte, cele mai reprezentative fiind expuse în 7 săli. 70% dintre aceste artefacte sunt din epoca romană, fiind descoperite în castrul Legiunea 5-a Macedonica și în orașul Otaisa. O sală aparte este dedicată epocii migrațiilor, unde este expus mormântul princiar germanic descoperit în timpul cercetărilor din termele castrului Legiunii a 5-a Macedonica. Femeia înhumată acolo, botezată de către arheologi Francisca, era de statură mică, 1,50 metri și trăise aproximativ 35-45 de ani. Antropologii au stabilit că suferise mai multe nașteri. Statutul de prințesă îi este conferit și de faptul că inserțiile musculare ale mâinilor sunt slab dezvoltate. Defuncta avusese o rochie lungă de in, brodată în dreptul pieptului, cu peste 160 de mici mărgele de sticlă și încheiată cu un șnur de care se prindeau mărgelele din chihlimbar. Peste rochie purta un peplos de lână prins la umeri cu două fibule mari din argint aurite. La mijloc era încinsă cu un cordon de in cu o cataramă impresionantă din aur, argint și almandine, cântărind peste 230 de grame. De cordon atârnau un pieptene din os și o oglindă rotundă din metal. Muzeul de Istorie Turda are o sală dedicată personalităților turdene. Printre aceste personalități, un loc aparte își are familia Rațiu. Această familie și-a adus aportul pentru istoria acestei localități, dar și în intenția înființării acestui muzeu.